Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Meteorologii au emis două coduri galbene de ploi puternice cu descărcări electrice și grindină pentru această seară și mâine dimineață, iar salvatorii îndeamnă populația să evite aflarea sub firele electrice și copaci. Noua procurori anticorupție și-au depus cererile de demisie ca să nu le fie verificate averea și integritatea, iar potrivit ziarului de gardă, printre aceștia sunt procurori care au gestionat sau gestionează cauze penale de rezonanță. Un bărbat de 53 de ani a murit în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață pe bulevardul Dacia din capitală. Procuratura a deschis un dosar penal pe numele fostului șef al statului major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, care ar fi spionat pentru Rusia. Meteorologii au emis un cod galben de ploi puternice cu descărcări electrice și grindină pentru această seară, dar și pentru prima parte a zilei de mâine. De asemenea, se așteaptă și vânt puternic. De sâmbătă ploile vor conteni, iar săptămâna viitoare ne așteaptă maxime de 35 de grade în sudul țării și 33 de grade la Chișinău. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această seară până aproape de miezul nopții, dar și mâine dimineață de la ora 8 și până la prânz, se prevăd averse puternice însoțite de descărcări electrice, izolat cu grindină și intensificări ale vântului de până la 20 de metri pe secundă. În ultima perioadă noi am fost influențați de unele cicloane care au avut traiectoria mai mult pe partea de nordul continentului european, sub formă de fronturi atmosferice. Respectiv, noi am avut practic zilnic acele ploi. Luna iunie este considerată cea mai ploioasă lună și nu pot să spun că este cea mai ploioasă lună din ultimii ani. În contextul avertizării meteorologilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să nu stea sub clădiri sau instalații înalte, cum ar fi piloni, turnuri, stâlpi, dar și arbori. Este important de reținut că distanța de siguranță este egală cu înălțimea construcției. Mai mult, în vederea evitării situațiilor fatale, cetățenii sunt rugați să nu atingă sau să calce cablurile căzute la pământ. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, părinții fiind îndemnați să nu-i lase de unii singuri acasă. În caz de situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112. Furtuna puternică de marți noapte a făcut prăpăd în toată țara, iar două persoane, o copilă de 13 ani și un bărbat de 36 de ani, au murit fiind striviți de copacii doborâți de vântul puternic. Responsabilii de la Meteo spun că datele și imaginile pe care le-au analizat, dar și intensificările de vânt nu prevesteau stihia ce avea să se formeze. Codul a intrat în vigoare la orele 13, pe când intemperia care a avut loc, ea s-a manifestat în jurul orelor 9-10. Nu s-a transformat în niciun alt cod portocaliu sau roșu, pentru că noi avem unele criterii. Când merge vorba despre procesele convective sau, mai bine spus, furtunile populare, acestea poate să fie prevăzute chiar și cu o minută, pentru că totuși depinde de condițiile locale, ca să vedem ce se întâmplă cu adevărat cu acel nor care se poate dezvolta foarte rapid. Foarte mult influențează și munții Carpați. Totodată mai este și efectul de urbanism, efectul urban. Meteorologii se așteaptă ca vremea să fie mai stabilă, iar precipitațiile nesemnificative. În următoarele zile, temperaturile vor oscila între 23 și 25 de grade, iar de săptămâna viitoare se încălzește și se vor înregistra maxime de până la 35 de grade. De Celsius. După furtuna de zilele trecute, care a luat viața a două persoane, pe rețelele sociale au fost reluate discuțiile despre necesitatea unui sistem de alertă existent în majoritatea țărilor europene care să avertizeze populația în cazul unor fenomene meteo extreme. Deși se vorbește de mult timp despre sistemul de alert similar celui din România, RoAlert, în prezent proiectul este abia la etapa de studiul de fezabilitate. Când ar putea fi funcțional? Aflați în jurnal. Fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, a fost audiat astăzi în dosarul Sacoșa Neagră, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Acesta a declarat că nu a participat la negocierile din 2019 dintre PD și PSRM și că nu știe ce se afla în Sacoșa Neagră oferită lui Dodon. Candu spune că nu știe unde se află acum nașul său, Vlad Plahotniuc, și că nu a mai comunicat de mult cu acesta.
În cadrul ședinței de astăzi a fost audiat ex-președintele Parlamentului Adrian Candu. În dosar acesta are statut de martor din partea acuzării. Candu a povestit despre negocierile dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat din 2019. Eu personal nu am participat în discuții. Eu tot ceea ce am relatat ca și martor în instanța de judecată reiese din cele comunicate și spuse de colegii care au participat în discuții. Din declarațiile pe care le făcea domnul Plahotniuc sau ceea ce ne informa, dumnealui spunea în felul următor, că Igor Dodon pleacă des la Moscova pe perioada negocierilor. De asta și ele s-au întins. Unul motiv este că pleca des. Că revine de fiecare dată de la Moscova și mă aștept ce surprize iarăși mai sunt în negocieri, că mai apar tot felul de pretenții. Că am impresia, și eu i-am și spus domnului Dodon, așa spunea domnul Plahotniuc, că am impresia că eu de fapt negociez cu Putin. Adrian Candu spune că nu știe ce era în sacoșa neagră pe care fostul lider PD Vlad Plahotniuc i-a oferit-o lui Igor Dodon. Mai mult, finul lui Plahotniuc susține că nu știe unde se află acum acesta. N-am comunicat cu domnul Plahotniuc de foarte multă perioadă de timp, nu cunosc unde se află, nu m-am văzut cu dumnealui. Am o altă activitate care presupune alte responsabilități. În continuare, magistrații urmează să audieze ultimii doi martori din partea acuzării și 150 de persoane din partea avocaților. Declarațiile date de către martori sunt la fel de importante în coraport cu celelalte declarații. Ele vin să confirme acele negocieri dintre Igor Dodon, Plahotniuc și Iaralo. Prezent la ședință, Igor Dodon și-a reiterat poziția că se consideră nevinovat. Și domnul Candu, de fapt, a spus că nu a văzut, nu a auzit, nu a participat la ceea ce încearcă să incrimineze procurorul. O să-l ascultați procurorul, la dâns tot iar o să fie confirmat că este, că nu știe, dar el altceva nu poate spune. În acest dosar, Igor Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală, acuzații pe care le neagă. Un accident grav a avut loc în această dimineață pe bulevardul Dacia din capitală. Un șofer de 53 de ani a murit după ce două microbuze s-au ciocnit violent. În imaginile surprinse de martori se văd cele două mașini grav avariate, iar una dintre acestea a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Potrivit IGP, un Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit cu un automobil de model Ford. În urma impactului, șoferul Mercedesului a decedat pe loc. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Un accident violent a avut loc azi și la Ialoveni, în apropiere de Sociteni, iar două persoane au ajuns la spital. Potrivit responsabililor de la Institutul de Medicină Urgentă, unul dintre răniți este în stare extrem de gravă. Din imaginele surprinse la locul accidentului se vede că una din mașini a derapat de pe carosabil. Polițiștii au stabilit preliminar că un Skoda a intrat pe contrasens după ce șoferul de 22 de ani ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei și s-a lovit frontal cu o Dacia condusă de un bărbat de 42 de ani. În urma impactului, șoferul Daciei, dar și o pasageră de 22 de ani au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă. Un sistem de alertă care ar avertiza cetățenii despre fenomene meteo extreme sau alte situații de urgență similar celui existent în România, dar și în alte state UE, ar putea funcționa în Moldova abia în 2026. Despre asta anunța anterior ministrul de interne, Adrian Efros. Acum abia se face studiul de fezabilitate, care ar urma să fie gata până în 2025. Așa funcționează sistemul RoAlert. Astfel, toți cetățenii români sunt informați cu ajutorul unui mesaj pe telefon despre o situație de urgență. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Mesajele ajung la cetățeni cu ajutorul operatorilor de comunicații mobile care transmit automat aceste avertizări. Iar în cazuri de avertizări meteo sau alte alerte, cetățenii își pot instala și o aplicație mobilă. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări,
sesizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU. La noi însă, un sistem similar de alertă se lasă așteptat. Proiectul de fezabilitate a sistemului MedAlert, pe care ar urma să-l aibă țara noastră, a fost lansat în luna februarie a acestui an. Se întâmpla la scurt timp după ce, în urma ninsorilor puternice, două persoane au decedat în mașina blocată în Nămeți. Până în 2025 însă este clar că nu vom avea acest sistem de alertă despre care vorbesc autoritățile. Asta pentru că suntem abia la etapa studiului de fezabilitate. Este la etapa de elaborare a acestui studiu pentru alegerea tehnologiilor potrivite în domeniul respectiv. De asemenea, alegerea companiei cu experți care să facă studiu, să recepționăm ofertele și să selectăm compania care urmează să efectueze acest studiu. Studiul ar urma să fie finalizat până în februarie 2025. Nu este clar însă când va fi lansat sistemul propriu-zis MedAlert. Dar dacă ar fi existat acel sistem de alertă despre care s-a vorbit și anterior, ar fi salvat cumva situația? Deci informația despre apropierea intemperiilor a fost publicată și a fost disponibilă în toate sursele și societatea în principiu a fost informată. Dacă nu avea să fie astfel, avea să avem mai multe cazuri tragice sau mai multe consecințe în acest sens. Anterior însă, ministrul de interne declara că în 2026 moldovenii ar putea deja primi notificări legate de situațiile de urgență. Potrivit unui comunicat al GSU, sistemul MedAlert va permite difuzarea mesajelor pentru avertizarea și alarmarea populației în caz de fenomene meteo extreme, inundații, dar și alte situații care amenință grav viața și sănătatea cetățenilor prin intermediul infrastructurii rețelelor operatorilor de comunicații mobile, dar și altor mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare. Țara vecină beneficiază de un astfel de sistem de câțiva ani deja. Reprezentanții grupului Șor se pare că nu mai ascund că fac parte din echipa liderului de la Kremlin. Deputatul Vasile Bolea s-a afișat azi la Parlament cu un tricou cu inscripția Putin Team, în traducere echipa lui Putin. Este scris ce este scris pe acest tricou. Dumneavoastră puteți citeți? Noi facem parte din această echipă și suntem mândri să vă spunem acest lucru. Este o echipă de criminali. Cum au reacționat deputații de la PAS la inscripția de pe tricou? Vedeți în jurnal când revenim și cu imagini din timpul ședinței tensionate de astăzi. 9 din cei 60 de procurori anticorupție au anunțat că demisionează deoarece nu sunt de acord să treacă vetting-ul. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Procuraturii Generale, care însă nu au dat nume. Ziarul de gardă, care citează surse din cadrul organelor de drept, scrie că printre persoanele care au demisionat sunt mai mulți procurori care au gestionat sau gestionează cauze penale de rezonanță. Unii dintre ei au cumpărat în 2023 bunuri de milioane. Totodată, aceleași surse precizează că lista procurorilor care au depus cereri de demisie sau care intenționează să o facă este mai mare, deoarece cei care vor pica evaluarea Comisiei Vetting nu vor mai putea activa în calitate de procurori sau în alte funcții de demnitate publică pentru o perioadă între 5 și 7 ani și nu vor putea primi pensii și indemnizații speciale. La începutul lunii mai, 20 de judecători de la Curtea de Apel Chișinău au demisionat după ce a început procesul de vetting. La mai bine de o săptămână de la publicarea investigației Insider, care spune că fostul șef al Marelui Stat Major, Igor Gorgan, ar fi spionat pentru Rusia, procuratura anunță că a fost deschisă o cauză penală în acest sens. Nu au fost oferite însă informații dacă Gorgan a fost audiat. Președintele Parlamentului dă asigurări că acesta este în țară și nu există riscuri să se ischiveze de la urmărirea penală. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a deschis o cauză penală în urma investigației care scoate la iveală acțiunile de spionaj ale fostului șef al statului major. Procurorii precizează că investigațiile sunt în desfășurare, fără a oferi prea multe detalii. Investigațiile sunt în desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în săvârșirea faptei infracționale, cu stabilirea caracterului și conținutului informației pretins transmise, cât și aprecierea impactului acestora asupra intereselor Republicii Moldova. Nu am reușit să aflăm dacă Igor Gorgan a fost audiat, însă președintele Parlamentului, Igor Grosu, dă asigurări că nu există riscuri că acesta să se eschiveze de la urmărirea penală. Consider că acum trebuie să fie mai puțin vocal, să colecteze toate informațiile necesare, dar din câte știu au loc măsuri, cum se numesc ele, procesuale și așa mai departe. Dar nu există riscul ca să se eschiveze de la urmărirea penală? Nu există. Vreți să au apărut informații care ar fi părăsit Republica Moldova? Nu au părăsit. Ce informații aveți? Eu nu l-am văzut deja.
La începutul acestei săptămâni, șefa statului a semnat decretul prin care lui Igor Gorgan i-au fost retrase toate distincțiile. Potrivit jurnaliștilor de la Insider, acesta raporta regulat omului său de legătură din serviciul rus de spionaj informații despre situația politică de la Chișinău și despre vizitele oficialilor ucraineni în contextul războiului de la graniță. SIS-ul a confirmat informațiile, iar Ministerul Apărării a lansat o investigație la care încă se lucrează, ne-au comunicat responsabilii de la apărare. Nici astăzi, Igor Gorgan nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii. Anterior, tatăl său a declarat pentru ziarul de gardă că ar fi vorba de o înscenare și că toate acuzațiile sunt invenții nefondate. Procuratura Anticorupție anunță că a inițiat o cauză penală privind suspiciunile de corupție rezultate din analiza unui telefon mobil. În comunicatul instituției se spune că foști judecători și procurori ar fi primit sume de cel puțin $3,000 direct sau prin intermediar pentru a favoriza interesele unui grup criminal. Cei de la procuratură nu oferă detalii, dar un telefon mobil a fost obiectul procesului penal inițiat în cazul fostei membre a Comisiei de Veting, Tatiana Răducan. Într-un comunicat publicat astăzi pe site-ul Procuraturii Anticorupție se spune că în rezultatul examinării informațiilor obținute din analiza unui telefon mobil și a altor probe examinate în cadrul unui proces penal, a fost inițiată o cauză penală pentru investigarea unei presupuse acțiuni legale de corupere activă. În perioada 2013-2014, persoane fizice, acționând în interesul unui grup criminal organizat, au încercat să atragă persoane cu funcții de demnitate publică, inclusiv judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție și Curții Constituționale în activități ilegale, cu scopul de a favoriza interesele grupului criminal în detrimentul unei justiții corecte, transmite Procuratura Anticorupție. Pentru a-i determina pe acești oficiali să acționeze sau să nu acționeze în exercitarea funcțiilor lor, au fost promise, oferite și date sume de cel puțin $3,000, direct sau prin intermediari, se mai arată în comunicatul Procuraturii. Alte detalii nu sunt oferite. Se menționează însă că această cauză penală a fost pornită pe fapt, iar în prezent nicio persoană nu are un statut procesual. Anterior, Procuratura Anticorupție a pornit o investigație în privința fostei membre a Comisiei Preveting, Tatiana Răducanu, după ce ar fi obținut informații dintr-un telefon mobil care ar fi aparținut controversatului om de afaceri Veceaslav Platon și care i-ar pune la îndoială integritatea. Informație confirmată acum o săptămână la emisiunea În Profunzime de procurorul general Ion Munteanu. Acest extras de telefon a intrat în posesia Procuraturii Anticorupție la începutul lunii aprilie. Acolo sunt câteva sute de pagini de schimburi de mesaje. Deci peste acest conținut de mesaje care cumva implică tangențial doamna Răducan sau persoanele doamnei Răducan. Tatiana Răducanu, membra Comisiei Preveting, a demisionat după ce în presă a fost scursă o scrisoare în care șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, ar pune la îndoială integritatea acesteia pe motiv că ar fi avut anterior legături cu contraversatul om de afaceri Veceaslav Platon. Răducanu a calificat acuzațiile din scrisoare ca fiind false, precizând că este nevoită să demisioneze pentru a nu pune în pericol întregul proces de veting. Congresul grupării JOR de la Moscova, declarații Evgheniei Guțul și amenințările la adresa securității statului sunt subiectele emisiunii În Profunzime din această seară. Invitații Lorenei Boxa sunt directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski și analistul politic Ion Tăbârță. Provocările în legătură cu alegerile din toamnă și referendumul privind aderarea Moldovei la UE vor fi la fel printre temele ce urmează a fi discutate. Emisiunea va fi difuzată de la ora 21 și va putea fi urmărită live și pe site-ul protv.med. Reprezentanții grupului JOR arată deschis că lucrează pentru Kremlin astăzi. Fostul socialist Vasile Bolea, care mai nou este liderul grupului Victoria, creat la Moscova de fugarul Ilan JOR, a venit la Parlament într-un tricou pe care era imprimat mesajul Putin Team, în traducere echipa lui Putin. Colega sa, Marina Tauber, s-a declarat mândră că face parte din această echipă, elogiindu-l pe președintele rus, acuzat de crime de război în Ucraina. Cei de la PAS i-au numit o echipă de criminali. Transfugul Vasile Bolea, care acum un an a plecat de la PSRM alăturându-se echipei fugarului JOR, a venit la ședința Parlamentului într-un tricou pe care era imprimat mesajul Putin Team sau echipa lui Putin. Acesta a evitat să spună ce semnifică acest mesaj. Nu vin cu niciun mesaj azi la Parlament. Este scris ce este scris pe acest tricou. Dumneavoastră puteți citeți?
În schimb, colega sa, Marina Tauber, a vorbit cu mândrie despre gestul lui Bolea. Astăzi am ales un pic alt stil, am venit așa cum am venit, dar suntem pe aceeași linie și desigur că împărtășim ideea aceasta. Cine este Putin Team sau echipa lui Putin? Cine face parte din această echipă? Noi facem parte din această echipă și suntem mândri să vă spunem acest lucru. Tauber l-a elogiat pe președintele rus, la fel ca și alți colegi de-ai săi. Попрошу для себя такую футболочку тоже. Я отлично отношусь к Путину и к Российской Федерации в том числе тоже. Cei de la PAS nu au apreciat stilul vestimentar al lui Bolea. Fel de slugoi, nu știu cum să le spun, scuzați, că alt cuvânt mai politicos nu mi-a venit. Este o echipă de criminal. Ședința de astăzi s-a lăsat cu scandal după ce Igor Grosu i-a pedepsit pe cei de la Șor și nu le-a deschis microfoanele în timpul ședinței. Grupul Șor i-a răspuns lui Grosu blocând tribuna și scandând lozinci. Rușine! 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 Eu asta n-am înțeles, dar cred că cei de acasă au înțeles că rușine plătesc. Marina Tauber spune rușine plătesc. Nu omite o ultima sintagmă. Ședința a continuat, iar unii deputați au fost nevoiți să strige întrebările, având în vedere că grupul Șor nu s-a potolit. Domnul Găgăuz, revin la dumneavoastră. Colegi, можно я задам вопрос, потом можно шуметь дальше. Ședința a fost întreruptă într-un final după ce fracțiunea PAS a solicitat o pauză pentru convocarea biroului permanent, la care s-a decis că cei care au blocat tribuna nu vor avea acces la următoarele 5 ședințe ale Parlamentului. E mare sărbătoare azi pentru creștinii ortodoxi și înălțarea Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de ispas, așa că sute de oameni și-au început ziua la biserici și s-au salutat cu Hristos înălțat. Oamenii au sfințit ouă roșii și cozonaci și s-au rugat pentru pace. Revenim cu imagini imediat. Un minut de reculegere în memoria victimelor primului val de deportări staniliste a fost ținut astăzi în Parlament. Șeful legislativului a vorbit despre ororile la care au fost supuși oamenii și chinurile prin care au trecut. Tragedia deportărilor e tragedia poporului nostru, a transmis și președintele țării, vorbind despre lecțiile trecutului care trebuie învățate. Toți deputații prezenți azi la ședință s-au ridicat în picioare și au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor primului val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 în Basarabia și Bucovina de Nord. Peste 30.000 de basarabieni au fost treziți de latrădul câinilor și zgomotul soldaților și au fost scoși cu forța din casele lor. Primele victime ale acestei terori au fost elitele naționale, primari, învățători, judecători, preoți, avocați, funcționari, foști membri ai Sfatului Țării, acuzați de antisovietism. Este important să nu uităm și să vorbim despre acele vremuri, în special acum când avem la graniță un război, a declarat șeful legislativului și președintele Maia Sandu a transmis un mesaj în memoria victimelor primului val de deportări. Să reținem lecția trecutului respingând ferm orice impulsuri totalitare pe pământul nostru și să educăm generația liberă în spiritul libertății și democrației care îi vor pregăti pentru o viață în pace și prosperitate, a scris Maia Sandu în mesajul său postat pe Facebook. Istoricul Artur Leșcu de la watchdog.md a făcut o incursiune în istorie, amintind de ce și cum a început primul val de deportări sovietice. Listele celor deportați erau întocmite cu nenumărate abateri, scrise de mână, fără ștampile sau vizii ale unor instituții de stat. Un moment tragic pentru întreaga omenire, dar care a lăsat urme deosebit de adânci în istoria noastră și efecte care sunt simțite și astăzi în Republica Moldova. Astăzi se fac 83 de ani de la primul val de deportări din Basarabia. Peste 26.000 de persoane au fost încărcate în vagoane în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, fiind duse cât mai departe de casele lor. Al doilea val de deportări a avut loc în 1949, iar cel de-al treilea în 1951.
Poți să reduci consumul lunar de energie electrică cu până la 10% dacă utilizezi rațional aparatele electronice și electrocasnicele, urcă pe scări în loc de lift, utilizează mașina de spălat doar atunci când este plină, evită să amplasezi frigiderul lângă cuptor sau calorifer, sunt doar câteva sfaturi. Pentru folosirea rațională a curentului, mai multe metode eficiente de a economisi energie electrică aflăm în continuare. Avem nevoie de energia electrică pentru a ilumina, încălzi sau răci locuința noastră, dar de asemenea și pentru toate aparatele electronice și electrocasnice din casă. Pentru toate acestea plătim un preț și nu este vorba doar despre facturile pe care le achităm, dar și despre amprenta de bioxid de carbon emis în atmosferă. Tocmai de asta este important să învățăm să economisim energia electrică. Este o legătură directă între a consuma și a răspunde naturii prin modul responsabil de a consuma energie electrică. Becurile LED sunt mult mai eficiente și mai economice decât cele cu incandescență, astfel încât înlocuirea lor contribuie esențial la reducerea facturii. Pentru un consum rațional, dar și pentru a reduce cheltuielile, este important să utilizăm eficient și aparatele electrocasnice. Mai mult, pentru o sănătate bună, dar și pentru a economisi energia electrică, luați-o pe scări și mai puțin cu lift. Pentru că este vară, aparatele de aer condiționat consumă o bună parte din energie electrică în locuințe și atunci este bine să-l setăm cu atenție. Atenție mare la aparatele din bucătărie, deci nu deschidem pe mult timp ușa frigiderului, nu fierbem apă în plus, chiar și un încărcător de telefon lăsat în priză consumă. Nu mult, dar oricum consumă și este inutil să-l lăsăm fără necesitate în priză. O sursă eficientă de energie sunt panourile fotovoltaice. Însă fiecare consumator trebuie să cunoască niște reguli simple, dar care ajută la folosirea rațională a energiei electrice. Deoarece aceste centrale produc energie electrică în orele de zi cu mult soare, lor le recomandăm dimpotrivă să-și majoreze consumul de energie electrică în aceste ore, deoarece acești consumatori pot consuma energie produsă în propriile panouri fotovoltaice în orele de eficiență maximă. Astfel, ei contribuie la reducerea producerii energiei convenționale, care este și poluantă, și prin aceasta își aduc contribuție la un mediu mai curat, fără emisii de CO2. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului, numită în popor Ispasul. De dimineață, inoriașii au mers la biserică, unde au asistat la slujbă, s-au rugat pentru sănătate și pace și au adus cozonaci și ouă roșii, la fel cum se face de Paște. Ulterior, cu toții și-au spus, Hristos s-a înălțat. Hristos s-a înălțat! Adevărat! Catedrala Nașterea Domnului din capitală s-a umplut în această dimineață de credincioși veniți pentru a sărbători Înălțarea Domnului Iisus Hristos. Hristos s-a înălțat! Înălțarea Domnului pentru toată lumea și pentru Moldova să fie o bucurie. Ne rugăm una, liniște și pașe la noi în țară și în toată lumea. E o sărbătoare foarte mare ca ziua de Paște. Și avem posibilitatea, trebuie să venim. Mătușa Eugenia, care este din Slobozia Dușca, a venit la catedrală împreună cu toți nepoții. Cei mici au venit în vacanță de peste hotare. Izviniți de în state și i-am adus azi, că e o zi așa frumoasă. După slujbă, familia va sărbători acasă, așa cum cere tradiția. Facem pască, ca de obicei tradițional, boim ouă. În această zi, oamenii spun că s-au rugat pentru pace pe pământ. Să ne rugăm ziua și noapte și în tot ceasul, fiindcă vedeți cât ne apasă, tot e greutatea asta. Pământul e încărcat cu greutate, cu păcate. N-avem cum decât numai noi să putem să ne rugăm.
La slujba de la catedrală l-am surprins și pe interpretul Gabriel Nebunu. Hristos înălțat tuturor, vreau să-ți spun că pentru mine înălțarea Domnului este ca și sărbătoarea de Paște, este o tradiție, indiferent unde mă aflu în lume, găsesc o bisericuță de-a noastră și mă duc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, pentru că ne trezim dimineața. Și pentru că de înălțarea Domnului se respectă aceleași tradiții ca de Paște, oamenii au adus la biserică cozonaci și ouă roșii pentru a fi sfințite și împărțite cele nevoiași. Tot astăzi în Oriașii dau de pomană de sufletul celor morți. Pentru mama mea are jumătate de an și ea că ce, am putut alea că și-am vrut flori pentru că ei iubea trădăfiriuși. Și credincioșii din Bălți au mers de ispas la biserică cu ouă roșii și cozonaci. Azi s-a înălțat Iisus Hristos după ce a înviat și o sărbătoare foarte importantă care ar trebui ca, după posibilitate, creștinii să o sărbătorească. Înălțarea Domnului, numită în popor ispasul, se sărbătorește la 40 de zile după înviere. Grecia a închis școlile din cauza caniculei și a trecut prin primul incendiu de vegetație al verii. Pompierii din Grecia l-au sărit în ajutor și colegilor din Cipru pentru a-i ajuta în lupta cu flăcările în vestul țării. Revenim cu detalii în jurnal. Ucraina va primi 50 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate, a anunțat ministrul german de finanțe înainte de summitul G7, care a început în Italia. Liderii statelor membre, printre care și Joe Biden, vor să ajungă la un acord asupra unui mecanism care să permită Ucrainei să folosească acești bani. Marea Britanie va anunța un ajutor de peste 240 de milioane de lire sterline la summitul G7. One of the strongest messages that the leaders of the seven most industrialized countries definitely want to send from this summit is that they stand by Ukraine's side. Până la sfârșitul anului, Ucraina ar urma să primească 50 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate, deși rămân numeroase întrebări, inclusiv cine să emită datoria și ce se va întâmpla dacă activele sunt deblocate în eventualitatea unui acord de pace. Grupul celor 7 cele mai bogate țări din lume, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, a discutat despre asta la o reuniune în Italia. Volodymyr Zelensky, ajuns și el la reuniune, ar urma să semneze noi acorduri de securitate cu SUA și Japonia. Liderul ucrainean va avea de asemenea și o întâlnire bilaterală cu omologul său american. În fața unui spectru al unei reveniri a lui Donald Trump la Casa Albă și incertitudinii consecințelor eventuale alegeri a acestuia, G7 vrea să securizeze finanțarea ajutorului său militar pentru Kiev. Trupele rusești continuă să atace intens pozițiile ucrainene în Donetsk și Harkov. Comandantul armatei Ucrainei, care a mers în prima linie, a descris situația ca dificilă în trei direcții din Donetsk, unde rușii au adus un număr mare de brigăzi, asta în timp ce la Harkov vor să creeze o centură de siguranță, însă avansurile acestora sunt oprite. Militarii Kievului spun că așteaptă cu nerăbdare muniția promisă de aliați. Rusia a desfășurat cel mai mare număr de unități de asalt din 8 brigăzi de atac în sectoarele Pokrovsk și Kuragove din regiunea Donetsk, a declarat comandantul șef al forțelor armate ucrainene. Cele două direcții au fost scena unor lupte acerbe timp de mai multe luni, ceea ce face ca situația de pe câmpul de luptă din regiunea Donetsk să fie cea mai dificilă. De asemenea, luptele sunt în curs de desfășurare în apropiere de Klishchiivka, Kalinivka și Ceasoviar, un oraș care ar putea deschide calea pentru noi avansuri în regiunea Donetsk, a adăugat Oleksandr Sârski după ce a vizitat frontul de est. În sectorul Harkov, trupele Moscovei încearcă să avanseze și să creeze o așa numită centură de securitate, dar nu reușesc, potrivit generalului ucrainean. Rusia este împotmolită în orașul Volceansk, dar își reface constant forțele cu unități din alte direcții. Șeful direcției principale de informații a Ministerului Ucrainean al Apărării, Kirilo Budanov, a spus că nu se așteaptă la o ofensivă în regiunea Sumă. Там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян. Вилазки ДРГ і так далі, але, слава Богу, всі необхідні заходи вже вжиті і такого масштабу, як відбулося, вже немає. А роботи завжди багато, окупант лізе, його треба нищити. На
Inculi zakinchuytsya na boye. De altfel, Statele Unite au anunțat că vor mai trimite încă un sistem Patriot în Ucraina în următoarele zile. Ждемо допомоги від наших любих друзів, які я надіюсь, що дадуть нам сучасну зброю, сучасні набої, і ми будемо вдвічі швидше нищити окупанта. De echipament tehnic modern este nevoie nu doar pe front. Lituania a anunțat că urmează să trimită Ucrainei 14 transportatoare blindate care să ajute soldații în eforturile de deminare a țării. Aproape o treime din teritoriul Ucrainei, însumând aproximativ 174.000 de kilometri pătrați, a fost minat de când a început invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022. Cel mai tare turneu feminin printre echipele naționale, Billie Jean King Cup, vine la Chișinău. 11 țări se vor bate săptămâna viitoare pentru promovarea în a doua grupă valorică. Moldova va fi reprezentată de 5 sportive, printre care se regăsește și o debutantă. Тяжелый матч, я жду хорошую компетицию и особенно я жду, знаешь, как мы все вместе придем и как будем биться за каждое очко, каждый матч. Так что я очень, я готова. Iar la not s-a bătut un nou record mondial în proba feminină de 200 de metri stil liber. Ce timp și cine a impresionat? Cu doar câteva săptămâni înainte de Olimpiadă, aflați imediat la știrile din sport. Un incendiu de proporție a cuprins o rafinărie de petrol din Irak. Flăcările ard de mai bine de 12 ore, iar pompierii încă nu au reușit să le ia sub control. Imaginile arată un nor uriaș de fum negru și focul care mistuie totul. Incendiul a făcut din noapte zi și era vizibil de la mare distanță. Acolo au fost dislocate peste 40 de echipaje de pompieri, 10 salvatori au fost grav răniți, 2 au fost dați dispăruți și 3 vehicule de stingere a incendiilor au fost arse. Pe măsură ce focul se extinde, cresc temerile că flăcările s-ar putea extinde în curând la alte câteva depozite de petrol și rafinării învecinate. Cauza deflagrației este deocamdată necunoscută. Grecia se confruntă cu primul incendiu de vegetație al verii. Flăcările au izbucnit la 90 de kilometri de Atena, foarte aproape de zonele locuite. Pentru mâine se anunță o nouă zi de cuptor. Mercurul din termometre va urca vertiginos, ajungând chiar și la 42 de grade Celsius în insula Creta. Aceste imagini au fost filmate într-un oraș aflat la 90 de kilometri de Atena. Flăcările izbucnite pe un deal au mobilizat 10 de pompieri. După ore de luptă cu focul, salvatorii au reușit să potolească vâlvătaia. Dar pericolul încăpândește. Pentru astăzi, autoritățile elene au anunțat un risc major de incendii de vegetație în centrul Greciei, în peninsula Peloponez și în regiunea Atica. No one can predict exactly the conditions we will face. But we are committed, whatever the conditions, to fight hard so that we can protect our fellow citizens. Din cauza arșiței, școlile primare și grădinițele rămân închise până mâine, cel puțin. În Atena, pentru a monitoriza situația, vor fi folosite drone dotate cu camere de termoviziune. De mâine, temperaturile vor mai scădea în vestul, centrul și nordul țării, dar în restul regiunilor se vor menține la valori foarte ridicate. Mai multe localități au fost evacuate după ce un incendiu de pădure a izbucnit într-o comună din Franța. Vremea extremă continuă să facă ravagii și în Spania. Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive. În mai multe localități din provincia Murcia, străzele s-au transformat în râuri. Imaginile arată apa care spală totul în calea sa. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Boxa. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!